Astăzi, colegiul tehnic Nicolae Titulescu din Megidia a îmbrăcat haină de sărbătoare. Prilejul sărbătorii a fost împlinirea a 65 de ani de la înființarea Liceului Tehnologic. Momente emoționante și pline de amintiri la Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu, astăzi cu ocazia aniversării a 65 de ani de existență. Zeci de cadre didactice, foști profesori și directori au ținut să fie prezenți la eveniment, inaugurându-se cu această ocazie mai multe plăci aniversare. La eveniment au fost prezente și câteva fețe bisericești ale orașului care au oficiat o sfeștanie. Mulțumire, slavă, cinste și închinăciune, Doamne și Fiului și Sfântului. Atelierul de sudură din cadrul Colegiului Tehnic Nicolae Titulescu din Megidia este foarte bine dotat. După cum ați intrat în atelier, atelierul este dotat conform standardelor cu 10 posturi de sudură unde lucrează fiecare elev individual. Deci se lucrează numai în mediul de gaz activ, în CO2. 10 posturi de sudură, fiecare elev este echipat conform manechinului care îl avem la mijlocul atelierului. Materialele le avem primite de la DMH și dânsii ne-au amenajat acest atelier. Pe lângă cele 10 posturi care le vedeți dumneavoastră de sudură, unde își desfășoară activitatea elevii, avem și o cabină, care este cabina din spate, unde facem debitarea oxigen și gaz. După ce se face debitarea, fiecare elev își primește materiale pentru sudură, își face curățirea materialelor și trece și face poziția pe care o are. Profesorul care învață pe elev meseria de sudor a ținut să ne precizeze toate posibilitățile de angajare pe care liceenii care aleg această meserie le au. Avem un mare avantaj că avem acest atelier grație șantierului naval din Mangalia și dacă peste tot se vorbește despre locuri de muncă, despre înființarea locurilor de muncă și așa mai departe, eu am mai spus cu mai multe ocazii că în regiunea Dobrogea, pornind de la Mangalia, Gigea, Constanța, Capumidia, Sulina și pormă venind pe Dunăre din aval către Amonte. Un alt laborator cu care se laudă Colegiul Nicolae Titulescu din Megidia este cel de fizică. Prezentați-ne atelierul. Da, suntem în atelierul intitulat Luminează de Electric. Este atelier electric la care participă elevii care se pregătesc în acest domeniu, în specializarea electrician exploatare joasă tensiune. În acest domeniu pregătește elevii în acumularea de cunoștințe, dobândirea de deprinderi, de competențe specifice acestui domeniu, competențe care să le permită să își găsească un loc de muncă. Programul sărbătorii Colegiului Tehnic din Megidia inclus și un spectacol intitulat Memoria Timpului, în cadrul căruia au urcat pe scenă și copiii de la grădinița 12, care funcționează tot în incinta liceului. Bineînțeles, și elevii au pregătit diverse momente care au emoționat publicul prezent în amfiteatrul școlii. Și unul dintre foștii directori acestei instituții a fost prezent la sărbătoare pe parcursul întregii zile, fiind vizibil emoționat datorită acestei aniversări importante. Cum a fost această zi pentru dumneavoastră? Ce sentimente ați trăit? Am trăit sentimente deosebite, pentru că eu în școala asta mi-am lăsat foarte mult din sănătate și din sufletul meu. Mi-a plăcut mult să muncesc în această instituție. Am muncit trept de 14 ani. Și acum am avut emoții mari de tot. Directoarea a fost inspirată că a insistat să vin. Bine, oricum nu mă rezervați în timp și mi-am rezervat timp să stau până la finalul acțiunii. Cum ați regăsit această instituție? Am regăsit-o mai bine organizată. Profesorii sunt bine implicați în procesul de formare a tinerilor generații, dar cum s-a întâmplat cu toate școlile și, de fapt, cu toate întreprinderile, nu-mi place cum arată căminul, cum arată cantina care urmează să fie transformată într-un campus, pentru că lipsa de bani a făcut să se cam dărâme o parte. Sala de sport, atelierele, nu arată cum trebuia să arate la ora actuală. Poate vin vremuri mai bune și această instituție de învățământ care a fost Fanion și rămâne Fanion în învățământul constanțean trebuie să fie ridicată, redresată și adusă la forma ei inițială ca și construcție, ca locație, că în rest profesorii, elevii sunt implicați frumos în procesul de formare. Astfel, munca rodică Vasilescu, actualul director al colegiului depus alături de cadrele didactice, nu a rămas nerăsplătită, primind un noi an de aplauze. Ne aflăm la acest aniversar.
Ce sentimente ați trăit astăzi? După cum ați văzut, activitatea a debutat în cancelaria școlii, în prezența directorilor de școală și am avut mari emoții. Știam ce am de spus, dar la un moment dat tot mi-am aruncat ochii pe foaie, pentru că, într-adevăr, emoția m-a copleșit, văzând fostele cadre didactice în școală și trăiau cu adevărat un sentiment de plenitudine. După care activitatea a debutat aici, în anfiteatru, unde noi ne desfășurăm majoritatea activităților și, așa cum am mai spus, aceste activități plac foarte mult copiilor. Tânăra generație pot spune că este mult, mult, mult mai receptivă la activitățile extracurriculare decât la activitățile de clasă. Pentru că astăzi este o zi importantă pentru liceu, de ce anume mai are nevoie? Ce mesaj lansați? Lansez un mesaj ca elevii din municipiul Mejidia, cât și din localitățile limitrofe, să vină către școală și către școala noastră, ca fiecare încercăm să arătăm ce e mai bun în școală. Și cred că cu ajutorul colegilor mei am dovedit că se fac multe activități, se fac ore de calitate în școală, pot să probez pentru corectitudinea, profesionalismul și dăruirea colegilor mei. După spectacol, invitații alături de cadrele didactice s-au reunit în laboratorul de chimie pentru un dialog între generațiile care a participat și un fost elev al acestei instituții de învățământ, care a absolvit în prima promoție a liceului. Școala aceasta s-a înființat, adică s-a terminat în 1954, făcusem 2 ani de zile dincolo unde erau bărăcile, unde era stadionul și în 54 am intrat aici, deci am fost prima serie care am intrat în această școală și prima serie care am observat-o în 1955. Cum ați regăsit liceul astăzi? Liceul îmi place extraordinar de mult. Probabil că cei care se ocupă în frunte cu directoarea ține mult la această clădire care este frumoasă, văd că este dotată și aranjat frumos, deci nu este nicio diferență între ce a fost în 1955 și 2014, care sunt 59 de ani. Ca orice altă sărbătoare, și această zi s-a încheiat cu un tort aniversar. Echipa Media TV urează un sincer la mulți ani colegiului tehnic Nicolae Titulescu.